Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Ei bine, astăzi vom face acele farse cu versuri din melodii altor persoane. Am văzut că prind bine videoclipurile astea și voi mi-ați sugerat, așa că am zis, bă, hai să încercăm, poate vă place și poate facem o mini-serie. Dar înainte să începem, am văzut la foarte, foarte mulți youtuberi că foloseau aplicația asta Bongo. Și mi se părea, what the fuck, incredibil. Nu înțelegeam cum de maimuțica asta le ghicea viața atât de bine. Chiar mă întrebam și mă gândeam, le citește de pe Facebook sau nu știu, oricum n-am înțeles, e foarte mișto. Așa că am trimis și eu un mesaj și astăzi vi-l voi citi. Am trimis Andrei Gavril plus București, numele meu și orașul, și primesc răspuns. Bongo știe că Andrei, sau mai bine zis Gamios, este la norocoasa vârstă de 13 ani și are deja 100.000 de abonați pe YouTube. Hashtag damn. Adică, what? Cred că există mai mulți Andrei Gavril în București și pe Maghi și pe mine. Adică e destul de ciudat. Oricum e foarte mișto. Chiar îmi place cum i-a ghicit chestiile astea și, nu știu, oricum mi se pare incredibil. Așa că eu răspund, cum o să fie anul ăsta? Nu știu dacă pot să întreb asta, dar să vedem. Și bam, mi-a răspuns. Bongo știe că Robert și Teo l-au turnat deja pe Gami la SRI. De acolo a aflat mai muțica tot, nu? Deci de la SRI află? God damn! Bongo mai știe că anul ăsta vei ajunge în orașul favorit și te vei da cu Bița pe dealuri. Bița fiind bicicleta și a ghicit că îmi place să ies cu bicicleta. Deci ei nu înțeleg. Deci cum dracu ghicește pe bune? În Luțern, Elveția. Nu ai deloc gusturile, nu? Da, cred că e o referință la vlogul meu când am fost în Luțern. Că mi-a plăcut foarte mult orașul și că îmi place să mă dau pe bicicletă și cred că am făcut acolo ceva. Oricum, foarte mișto chestia asta cu Bongo. Dacă vreți și voi să trimiteți, dați un SMS la 1405 cu numele vostru întreg și orașul de unde sunteți și vă va răspunde Bongo. Deci da, dacă vreți să dați și voi, puteți să o faceți de pe telefonul vostru. Acum putem începe videoclipul. Ok, deci cum ziceam, am văzut multe persoane care fac tipul ăsta de prank-uri pe YouTube cu versuri de la alte melodii și așa că am zis să încerc și eu. Așa că am zis să vă scriu un status pe Facebook în care să vă întreb chestia asta. Să vă întreb dacă vreți și ce melodie. Și multă lume a vrut și m-a recomandat cineva să folosesc melodia Dani Mocanu, Evadarea. N-am văzut pe nimeni care a folosit Manele sau Dani Mocanu sau ceva. Am văzut mulți care au folosit Alina Eremia, Dalex Velea. Și de asta mi-a plăcut ideea cu Dani Mocanu. Bun, hai să vă arăt ce a ieșit. Suntem băieți răi și de nimic n-avem teamă. Adică, semnul exclamării, semnul întrebării, semnul exclamării. Sărăcia și dușmanii ne băgăm în seamă. Ai băut ceva? Două puncte, paranteză, paranteză, semnul întrebării. Ne riscăm pentru banii și ducem viață frumoasă. Multe fețe care râd. Nu știam câte da pe manele. Semnul întrebării, semnul întrebării, semnul întrebării, semnul exclamării. Pe bune, ești ok? Suntem conștienți că nu mai venim acasă. Băi, mă sperii. Ce DRQ ai? Gratile nu ne opresc, nu ne schimbă deloc. Ți-a intrat cineva pe cont? Față tristă, dau report. Ba mai mult ne dă putere să trecem prin foc. Despre ce dracu vorbești? Cine ești? Ce cauți pe contul lui Andrei? Suntem roșii, stăm închiși la fel ca leu în cuș. Frate, oricine ați fi voi, eu îl sun pe Andrei și le spun că este contul hackuit. Mă piș pe voi și pe familiile voastre de hacker jegoși. Eu eram. Și ce DRQ man? Ți-am făcut un prank. Multe fețe care râd la două dimineața. Dani Mocanu, Evadarea, caută pe YouTube. Îți arde de prank-uri? Nu caut, lasă-mă încăcat cu Dani al tău, să-mi sângereze urechile. Bă, deci cam așa a ieșit, da, i-am făcut o farsă unei prietene, sper că nu s-a supărat foarte mult. Oricum, i-am cenzurat numele și tot. Mi-a plăcut foarte tare cum a crezut că mi-a spart cineva contul, e foarte comic. Nu știu, după mine eu râd destul de ușor, da. Fiecare cu gusturile lui. Dar da, ăsta e episodul de ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să vedem câte like-uri putem strânge, pentru că în ultima vreme strângem destul de puține like-uri și aș vrea să văd dacă suntem în stare să strângem mai multe. Am uitat să vă spun, Bogdan Iordache Marius a făcut un videoclip despre cum îmi fac eu freza. Practic am făcut o colaborare pe canalul său, o să vă las un link în descriere de la videoclip. E destul de mișto, deci vă recomand să vă uitați. Și am mai făcut cu freza lui Vlad Munteanu, cu a lui Shelly, cu freza mai multor youtuber. Deci aveți link în descriere, puteți să intrați. Sper că v-a luat acest episod. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!